Bine ați venit la un nou episod. Astăzi suntem la Câmpul Lung pentru că am organizat un eveniment puternic rău de tot. Și l-avem și pe Andrei în spate. E pe după drum. Ce fac, mă, John? O să facem un antrenament super tare astăzi. Mamă, arunca banii. Eu nu mi-am luat camera după mine și acum filmez cu telefonul. Deci sper să se vadă destul de ok. Sper că se vede destul de ok. Hai să mergem la antrenamente. Bun, acum eu cu Andrei trebuie să decidem ce premii dăm oamenilor. Deci o să mergem la sală să băgăm pe dreapta niște saci de box. Păi i-am zis lui Andrei, bă frate, nu mi-ai zis mă, să adun niște suplimente. Asta e problema, trebuie să dau niște suplimente, niște din astea la oameni. Dar astăzi cred că dăm doar bani. Doar bani să dăm astăzi. Bun, și aia, așa suplimente de ei. Corect. Hai să mergem la sală să vedem celul de acolo. Facem niște challenge-uri ceva mai dificile. Ca să se zice. Mai dificil. Îți dai seama că cine bagă scoară trebuie să stea bine pe biceps, am cine dă la sac, trebuie să stea bine pe rezistență și am toate înțeles. Le gândim bine de tot ca pădrum, să... Pădrum. Ce puicuță avem noi aici? Ce e puicuța asta, domnule? Putem să dăm și noi un check mic la interior? Wow! Ce frumos este acest Logan! Deloc! Luăm palmierul ăsta? Bă, da, e super ciudat, frate, să filmez cu telefonul, că mă uit în curcișe așa. Mi-a găsit o piciu. Nu intra buzunar asta, mă. Nu merge să o fur. Gata, ne-am aranjat cu niște paralele, cu frânghia aia, bă, rămân. Bă, da, acum ne îndreptăm către minunăția noastră. Către pat, stai să vezi ce ne bronzăm. Blană se vede. Și am organizat acest concurs special pentru voi. Împreună cu mine, mulțumesc Tudor pentru prezentare. Unde ești, Tony? Tonică? Dea special Tony Saic. Tori, abdomene și genuflexiuni. Și se vor puncta în felul următor. Pentru o flotare o să avem 3 puncte, pentru un abdomen o să avem 2 puncte și o genoflexiune va consta într-un punct. Cine acumulează cele mai multe puncte? Să vă explic cum se face o flotare corectă. Andrei, stai tu cu mâna acolo. Și acum să zic Andrei, băi, eu nu știu. Deci, o să avem așa. Eu o să vă număr flotările și o să stau exact aici, frumos. Coatele în spate, iar abdomenul rămâne ridicat și fundul la fel. Și bineînțeles, scotul full întins. Asta e o flotare corectă. Da? Iar între... Faceți detașa! Sau detașa! Nu vi le numără nume. Da? Ca idee, Andrei poate să facă 132 de flotări. Exact așa cum le face. Nu le numără nume. 132. Ideea este că la final când o să obosiți... Băiat care s-a băgat la flotări astăzi este proatul. Și a început cu niște flotări puternice. Să le numeri, da, Tudor? Hai, 32! Unde acolo, îl odihnește-te și mai dă-i! Hai de 33! Bravo, mă, rege, bravo! Bine! 32! Uite, mă, frate, că-s băieți aici, dar nimeni nu s-au scris deloc. Ce faceți, mă, băieți? De ce nu v-ați înscris și voi la șef flotărache? Mai sus abdomen. Mai sus abdomenul puțin. Mai sus abdomenul, bă. Așa. 16, 17, 18, 19. Abdomenul. 20, 21. Bravo. Ce putere avem acum? Per total, fără număr. Dar nu știu. Avem aici lista. Avem 59 cele mai multe momentan. 55, ia uite. Uite, mă, pantalonicul. Dai. Bravo. Bravo. Și că lasă așa că te-ai chinuit. Două show, mă, frate, două show. 30.
Deci unul. Hai, mă! Bravo, Gabi, bravo. Hai, mă, rege, direct, pas. Haide, hai, calm, împinge. Împinge! Bravo, bravo. 4-4. Bine, regele, ia uite-l. 13, 12, 13, 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 13
Andrei, ca să le dea și bani, își face bani de 20 ori. Cel care rezistă cel mai mult la sfoară o să ia 10 lei. Și acum hai să vedem care e cel mai bun pantoran. Easy money, easy money, da? Bun. Și dai în continuu, uite așa. Cât pot după mâini? Te cronometrăm. Easy money. Haide, tata. Uite, mă, cât ai aici. Bine. Bine. Bun. Hai, hai, tare rău. Mă, uite, s-a pompat al meu. S-a pompat al meu. Asta ne ține pe aici. Nu, nu, că-l prind eu. Bă, nu te-a turat. Bravo, bravo. 718, știi el, se poate. Nu știu să știu. E minit. Nu cred că e bine. Nu cred că e bine. Interval deschis, minuțe. Opa, opa. Bro, Andrei, muzica. Casa de pariuri aici. Hai, rege. Select the winner of the 528 1530 1531 1532 1533. Bă, mai continuăm cu Andrei sau ce facem aici? Că nu cred că mai poate să oprească acum. Nu cred că se mai poate opri Andrei acum. Meci este 40. Băi, deci e incredibil, fraților. Bune, mă, frate, cum să faci, mă, 1530 ceva de tracțiuni? M-am bronzat eu cât timp... Tracțiuni, zi, genuflexiuni. M-am bronzat eu cât timp ți-am numărat genuflexiunile, frate. Deci uitați-vă cât de roșie e, cred că nu mai... Nimic ar mai poate să mai zică, gata, nu mai are viață în el. Cred că 4 săptămâni de acum colo, nu mai mici, bro. Deloc, deloc, deloc. Wow, bro. Mamă, deci sunt efectiv șocat cât de muncitori sunt oamenii ăștia. Și se vede efectiv voința pe fața lor, fraților. Deci se vede voința pe fața lor, exact fericirea aia. N-ai cum să dai cu ei. Uitați-vă la fratele Andrei cum merge acum. Hai să-mi bag. Uai. Iuri, Boica. Nu,
Prinzător, credeam că nu o să existe un băiat care să facă mai multe genuflexiuni decât a făcut Andrei Sidorca, dar am rămas plăcut surprins a ști faptul că acest băiat este la peste 1700 de genuflexiuni, deci el are numere imense în seara asta, are cele mai mari numere. Și încă continuă să facă, deci e incredibil așa ceva. Încă continuă. Puțin timp mai târziu, revenim și are peste 3000 de genuflexiuni. 3000, fraților, vă dați seama, 3000 de genuflexiuni. Deci este unul dintre cei mai mari zei pe care am văzut astăzi. E incredibil așa ceva. Eu asta a 7-a, fraților, clasa 7-a. Da, are 14 ani, deci el are 14 ani, e incredibil asta. În viața mea n-am văzut un băiat atât de muncitor, nu știu cum să zic, motivat și apicurat, frate, să faci 3000 de genuflexiuni pe mine, făceau acum fără picioarele, deci nu mai mă ține picioarele. Aduce cartea recorduri. Locul 3, Gabriel Matache. Locul 1, cel mai ambițios băiat din seara asta, Denis Duțescu. Este puțin dărâmat, a făcut 3800 de genuflexiuni. Iar locul 2, Alexandru Bratu. Aplauze pentru toți concurenții. Asta a fost competiția pentru... Până data viitoare, Calisthenics Power! Pa, pa!